arkadaşlar bizi. Sağlı bütün Rumuniya halkına. Bütün bağışlar var. Super! Thank you very much! Salam alaikum și bună dimineața din Seki, Azerbaijan. În spatele meu e orașul Seki. Astăzi m-am trezit de dimineață, iar acum voi pleca mai departe, mă întorc înapoi înspre Baku, dar o să merg pe alte drumuri. O să merg înspre celălalt Gobustan. Sper să găsesc pe drum niște vulcani noroioși și o să mai fac o oprire la restaurantul pe care l-am descoperit venind încoace, și anume restaurantul lui Wilderness Cooking. Hai să vedem dacă îl găsim acolo, dacă restaurantul e deschis și dacă pot mânca ceva acolo. Micul dejun, cam așa arată, ceai, dulceață de zmeură, din ce-mi dau eu seama, ceva ouă fierte, două tipuri de brânză și aici cred că e labne. Gata, m-am pus la drum, o să mă bag într-un pec, o să fac din nou plinul și dau bătaie. Din nou 2,50 lei benzina. Până acum am consumat de 80 de lei benzină, atât m-a costat să fac din nou plinul. Altă benzină nu mai trebuie să bag, cu asta sigur ajung la Baku. Da, mașina mi-a dat-o cu rezervorul gol, o să o duc cu rezervorul gol. Așa a fost înțelegerea. Deci pe munții ăștia din depărtare, acolo în stânga, azi noapte a nins. Am făcut stânga din satul Gabala. Mă duc spre munți cu crestele înzăpezite, pentru că satul lui Wilderness Cooking este aici în munți. Acolo în sat are și restaurantul. Și mai multă zăpadă pe creste aici ca dincolo în Seki. Probabil sunt înălțimi și mai mari decât acolo. Peisaje minunate. Munți înzăpeziți, jos multă verdeață. Băcuțe pe drum, am mai văzut niște copii care stăteau cu vacile. Sate azere de munte. Spectaculoși munții Caucaz. Prima ninsoare pe anul ăsta probabil a fost azi noapte. Gamarvan se cheamă satul. Am observat că Q în limba azeră se citește G.
încă o reclamă de-a lui. Super e vorba lui în fiecare vlog când mănâncă. Sper să prind loc. Ăștia sunt într-o mare veselie aici. Sper să am loc la restaurant, pentru că vă dați seama, la atâtea milioane de urmăritori, probabil ăștia toți de la Elvin. Și iată-mă, a ajuns. Hai să vedem, hai să vedem cum e aici. Probabil mulți dintre voi recunoașteți peisajele din vloguri. Hai să vedem cum arată înăuntru. Deci, wow, e puțin spus. Și nu e de mirare pentru un asemenea om care gătește în asemenea fel, trebuia să aibă și o locație de excepție, nu? Fabulos, absolut fabulos. Salamı bitirin onu halkına. Bütün bakıcılar var. Super. Thank you very much. Thank you. Da, foarte emoționat să schimb câteva cuvinte cu Mr. Aslanov Wilderness Cooking. Din păcate, el nu vorbește deloc engleză. A fost un băiat lângă noi care mai știa câteva cuvinte și așa ne-am înțeles. Vă salută pe toți urmăritorii din România. I-am spus că sunteți în număr mare și o să fie în număr și mai mare. Și da, chiar merită să vizionați canalul lui, pentru că ceea ce prezintă el acolo este senzațional. O să stau aici, o să iau și eu masa aici. Să vedem ce preparate au în meniu. Locația de excepție, după cum v-am spus. De fapt, după cum vedeți, un lac plin de păstrăvegi. Ăsta e meniul. Eu încă tremur de emoții, deci nu vine să cred că am reușit să mă întâlnesc cu el și să și schimb câteva vorbe. Spre surprinderea mea, prețurile nu sunt mari. Din ce am mai citit eu pe net prin recenzii, lumea zicea că aici e special și merită încercat Gaia Gavurmasi, ceva de genul, uite că am găsit aici. 8, mi se pare puțin, doar 8 manat. Cred că asta o să și comand. Sper să fie, pentru că e destul de dimineață și s-ar putea să aibă doar micul dejun. Da, vedem. De fapt, pentru că am avut ocazia să mănânc aici, o să încerc și ceva local, dușbara asta. Ceva supă tradițională cu găluște. Din păcate, acea supă de găluște nu e gata, dar în schimb e gata supa de pui. Normal că mi-a luat supă de pui, sunt curios să văd cum e aici. Din partea casei mi-a adus măsline, ceva struguri, aici sunt ceva condimente, sumac, piper și sare. Genul ăla de sare pe care îl folosesc și eu de acasă, sare naturală, nu cu prea multe, cum se zice, industrializări. Bineînțeles că aici e pâine caldă, două tipuri, lipie și pâine azeră, plus apă de la izvor, care e gratis. Mi-a venit supa, cam așa arată.
Da, nu e ca la noi deloc. E cu ceva înăuntru, dar nu-mi dau seama ce e. Poate fi orez fiert foarte, foarte bine și o bucățică de pui. De mirosit miroase foarte bine. E și foarte gustoasă, dar n-are nimic de a face cu supa noastră. Se simte doar aroma aia de pui de casă. Clar, e făcută cu pui de casă. În rest sunt alte arome, alte condimente. Și tot nu-mi dau seama, nu-i orez ăla. Sau poate fi un orez spart. Interesant. Interesant și bun. Ăsta mi-e felul principal. Ceva carne de oaie gătită. Hai să vedem cum. Cred că e și la cuptor și după aia pusă și la jar. Foarte bine făcută. Iar la gust miroase foarte bine. Se topește în gură. Foarte gustoasă. Cu condimente specifice pentru miel. Super. Da, foarte, foarte bună. Se topește efectiv în gură. La final, bineînțeles, un ceai cu lămâie și cu zahăr. Da, se bea dulce ceaiul aici, ca și prin țările arabe. Zahărul ăsta e foarte interesant, arată așa ca un fel de bolovan. Pentru cine nu știe cine e Wilderness Cooking, deși mă îndoiesc să mai fie printre voi care nu știți, e un bucătar din Azerbaijan care gătește lucruri șocante. Dacă vreți să vedeți cum arată un taur gătit întreg, un taur care nu-l poți pune în cuptor decât cu excavatorul, intrați pe canalul lui Wilderness Cooking, vă las link oricum în descriere. Omul e top, top, top. Aveți ce vedea la el. Vi-l recomand cu mare căldură. 23 de mănătărci m-a costat masa asta. Foarte bună mâncarea. Ceaiul foarte bun, fructe din partea casei, măsline din partea casei, apa gratis de la izvor. Da, un review bun pot să dau acestui loc. Prețuri decente, mâncare bună, servire ireproșabilă, totul cum trebuie să fie. Las în urmă locul ăsta fain al lui Wilderness Cooking. Bineînțeles că aici se pot servi și felurile alea mega senzaționale pe care el le gătește, doar că trebuie programat din avans. Trebuie vorbit din timp, se poate prepara ceea ce gătește el și prin vloguri. Asta mi-au spus ospătarii. Locație de vis între munți. Deja începe să se umple. Mi-au și zis ospătarii, era unul care mai vorbea cât de cât engleză. Mi-a și zis că am avut mare noroc că am venit așa de dimineață, pentru că după aia, fără rezervare, nu mai ai nicio șansă. Și e și normal să fie așa, la cât de faimos e restaurantul. Din nou pe drumurile din pădure. Următoarea oprire va fi la celălalt gobustan, unde vreau să văd niște vulcani noroioși. Sper să-i găsesc. Thank you.
nou e drumul lucru aici pe dealurile astea. Mai am vreo 50 de kilometri până la Gobustan. M-a prins ploaia. M-am oprit aici la niște oameni care am văzut că vând ceva interesant. Niște pere. Miroase extraordinar de bine. 5 manat, cam 2 kg de pere. Ceva de genul. Faine pere. Ia să vedem cât sunt de bune. Ce coadă tare are. Bune, foarte bune. Pere azere. Părăsesc zona de munte. Intru din nou în zona semi-aridă, semi-deșertică. Iar apoi, clar, înspre Baku o să trec din nou prin deșert. De data asta nu mi-am mai luat cazare în Baku. Mi-am luat la nord de Baku, într-un oraș, stațiune la Marea Caspică. Am uitat cum se cheamă. Ceva cu nume de medicament. Trec printr-o zonă unde se mănâncă cucuruz fiert. Drumuri impecabile din nou. Probabil așa va arăta și ăla care e în lucru acum. Când va fi gata. Sunt deja în Gobustan. Caut după vulcanii noroioși. Sper să îi găsesc. Towards streets, hopefully. In 800 meters. Turn left. Mă bagă pe drumulețe ciudate GPS-ul. Dar mă iau după el, vedem unde ajungem. Prea știu dacă-s bine sau nu, pentru că n-am văzut niciun fel de indicator. Și din ce am observat eu, cam au indicatoare pe la obiective. Dar mai mă duc să văd. Începe și ploaia. E un nor exact aici deasupra mea. Până aici m-a adus GPS-ul. Vulcanii mi-arată că ar fi aici pe câmp, încolo. Mă duc un pic să văd, dar s-ar putea să fie eroare de GPS. Că nu prea văd semne. E acolo o movilă, într-adevăr, în față. Mă duc până la aia să văd ce e. Dar să nu fie un drumuleț, ceva... Nu știu. Și totuși s-ar putea să fie ăsta, unul dintre vulcani. Doar că pe hartă, pe Google arăta mult mai impresionant. Da, ăsta e. Ăsta e vulcanul bolborositor. Bolborosește? Foarte slab. Poate îmi trage una în telefon. Da.
Da, era bine, era bine poziționat pe hartă. Doar că nu e ceea ce mă așteptam eu. Un vulcănaș noroios. Mai sunt și alții, o să mă duc să caut și alții, că zona cică e împânzită toată de asemenea vulcani noroioși. Merg mai departe. Am mai văzut pe hartă încă două locații unde sunt vulcani. Sper să fie mai norocoși ăștia. Știți ce e foarte interesant? Localitatea asta se cheamă Gobustan. Localitatea de lângă locul cu picturi rupestre se chema Gobustan. Aici unde mi-a dat GPS-ul acum următoarea locație, la vreo 20 de kilometri de unde sunt acum, localitatea de acolo, ghiciți ce? Se cheamă Gobustan. Trei localități cu fix același nume. Na, că am mai văzut un loc interesant din mașină. Ce-o fi aici? Mergem să vedem. Pare a fi și obiectiv turistic, că văd lume acolo. Doar că n-am pe unde să ajung. Vai de capul ce m-a speriat iară. Am auzit foșnind ceva pe aici, prin iarbă. Nu era șerpălău. Era un broscălău. Ce faci, mă? O țestoasă. Se pare că e o veche necropolă cu morminte săpate aici în coasta acestui deal. Doar că intrarea nu-i pe aici, e prin altă parte. Aici pot să ajung doar dacă sar gardul. Dar n-am de gând. Așa că plec mai departe. Iar plouă. Nu înțeleg uscăciunea asta de aici, dacă mai și plouă câteodată. Și din nou am ajuns în deșert. Ținut deșertic de aici și până la Marea Caspică. Mai vreo 10 km până la vulcani. Sper ca de data asta să dau de ăia buni. Pe hartă așa arată, da. Vedem și dincolo arăta altfel față de ce era în realitate. Cred că de data asta m-a dus bine GPS-ul. Pentru că văd deja vulcani aici în dreapta. Hai să vedem dacă pot să ajung cu mașina până lângă ei. Dacă nu, o să merg pe jos, că nu-i departe. Deocamdată e ok drumul. Dacă dau de nisip mare, mă întorc, că e nasol. Da, cred că las mașina aici și de aici mă duc pe jos. Mă mir că nu-i nimeni pe aici la vizitat. E tare pământul, nu-i niciun fel de problemă să rămân pe aici. Zona deșertică din nou.
noroi uscat peste tot. Hai să vedem cum arată vulcanii norocoși din Azerbaidjan. Bate vântul cam tare aici, trebuia să-mi iau protecție la microfon. Da, n-am luat-o. Văd mai mult vulcani aici, da, sunt inactivi. Ăsta pare doar activ. Chestia e că pot să mă împlând pe aici, în râu, nu, sper să nu. Aici văd o călduță care polborosește. Da, e cam moale terenul pe aici. Mă trezesc că mă scufund într-un vulcan din ăsta. Interesantă zonă. Da, seamănă mult cu ai noștri. La fel bolborosesc și ai noștri. Puh, și pute aici a sulf. Ăștia de aici scuipă noroi. Da, e al doilea loc unde văd vulcan noroși, în afară de ai noștri de la Buzău. Am auzit ceva bolborosind mai tare. Ăștia pe aici bolborosesc mai tare. Sau ăsta. Sper să nu mă scuipe. Citeam pe net că în unele zone din Azerbaidjan vulcanii ăștia noroioși câteodată scot și flăcări. Efectiv s-a trezit într-o zi cu un vulcan din ăsta noroios cu vreo 10-15 metri de flăcări deasupra. Cam ăștia-s vulcanii. Deja în depărtare se vede marea. O să mă duc să-mi iau cazarea în primire. V-am zis că nu mai m-am cazat în Baku. M-am cazat într-o altă localitate cu nume de medicament. Sunt cavit. Ce contrast puternic! La nici 130-140 de kilometri de munții ăia verzi și înzăpeziți pe vârfuri, asta. Incredibil. Deșert cât vezi cu ochii. Și acolo verdeață, râuri, păstrăvi, păduri, zăpadă pe vârf. Ploaie, contrast foarte puternic și la distanță destul de mică. Gata, m-am cazat. Am nimerit într-un apartament absolut nou. Dar asta e, eu risc de multe ori să-mi iau cazări din astea care n-au niciun review. Adevărul e că de regulă astea sunt și cele mai ieftine. Și de cele mai multe ori am nimerit în apartamente noi care atunci au fost puse, de asta n-aveau review-uri. E adevărat, e un risc că poți să nimerești într-unul nașpa rău. Dar eu de regulă am nimerit în apartamente bune. Haideți să vă arăt cum arată ăsta de aici din Sumkait, că așa se zice, nu e medicament, din Azerbaidjan.
V-am zis că apartamentul e absolut nou. Eu știu dacă am mai fost închiriat sau sunt primul. Oricum, printre primii clienți, clar. Am aici un living. Vedere la mare. Ah, ce perdea lungă. Geamurile smurdare. Aici, cam așa arată marea. Aici e un parc prin care vom face o plimbare de seară cu siguranță. Bucătărie cu tot ce trebuie. Frigider să-mi țin berea la rece. Baia, absolut impecabil totul. Iar aici dormitorul, exact așa cum îmi place mie, cu pătălău din ăsta foarte mare. Iar aici, dacă reușesc să dau perdeaua la o parte, care 40 de metri, am și un mic balconaș. Super cazare, da, n-am ce să zic, super cazare. O să stau câteva zile aici. Aici văd că se dezvoltă, e încă în construcție, se dezvoltă o stațiune turistică. Pe malul mării. Am văzut și plaje, sunt și plaje în dreapta undeva, dar o să vedem zona de mâine încolo. Deocamdată eu o să închei acest vlog aici. Vouă vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Până la următorul vlog de aici din Sumkait, Azerbaijan, eu vă spun la revedere!